Salutare, prieteni, motocicliști, scuteriști, dar mai ales șoferi, pentru că tot încerc să vă corup, să vă fur din patru roți, să vă aduc pe două, pentru că, cum știți probabil unii dintre voi, s-a dat acea lege ce îți permite, ca șofer de categoria B, să conduci scutere de 125 de centimetri cub, fix cum sunt aceste două scutere de la Kimco, adică Skytown 125 și, mai pentru premianți, Downtown GT 125. V-am tot prezentat Honda, Yamaha, practic mărcile reprezentative pentru Japonia, însă Kimco sunt destul de vechi în industria asta, chiar anul acesta au împlinit 60 de ani și la origini, de fapt, sunt tot Honda. V-am povestit când v-am prezentat scuterul pe care îl folosesc eu, adică Kimco DTX 360. V-am zis acolo cum au început, cum și-au răscumpărat acțiunile și cum au ajuns în prezent să producă pentru alte mărci consacrate ca BMW, KTM, Kawasaki, însă vedeți acolo, nu mai insist. Acum vreau să vă port un pic prin gama de scutere 125 comercializate de importatorul Kimco în România. De asta am venit la sediul lor din strada Brădești, din București, să vedem care este range-ul lor de scutere de 125, ce pot fi conduse cu B-ul. Acum ce vedeți voi aici sunt doar două modele, două din cele șapte modele care sunt prezentate pe site-ul importatorului Kimco România. De fapt, ele sunt chiar mai multe pentru că sunt și variațiuni, sunt scutere utilitare pentru curier. Așa că acum eu zic să trecem în revistă întreaga gama celor de la Kimco, după care să revin cu părerea mea care mi se pare mie că ar fi scuterul ideal pentru mine. Și începem de la mic la mare, de fapt de la cel mai ieftin model, adică MyCare 125 CBS. Așa cum îi spune numele, avem un monocilindru în 4 timp răcit cu aer de 125 cm3, ce dezvoltă o putere maximă de aproape 9 cai și dispune de un sistem combinat de frânare care distribuie forța de frânare între roți pentru o siguranță sporită. Fiind un scuter compact pentru oraș, greutatea la gol este de doar 103 kg, ceea ce îl face foarte ușor de manevrat, asta și mulțumită roților de 14 inci. Schimbăm un pic stilul și mergem la un model cu aer retro. Like 125 este interpretarea clasică a celor de la Kimco, ce folosește un monocilindru la fel răcit cu aer, care dezvoltă 11,5 cai, capabil să te ducă până la o viteză maximă de aproximativ 95 km pe oră. La fel ca modelul anterior, folosește un sistem de frânare combinat, dar dispune de roți de 12 inci, ceea ce îl face să fie și mai ușor de manevrat prin trafic. Consumul preconizat de cei de la Kimco este de 2,2 litri la 100 de kilometri, ceea ce îl face ideal pentru cei ce vor să se deplaseze cu stil prin oraș, la un preț redus de 2790 de euro. Apoi avem cel mai vândut scooter la noi în țară din gama Kimco de 125, Skytown 125 CBS, care în mod normal costă 2990 de euro, însă acum are un preț promoțional de 2870 de euro. Este un scuter urban modern, ideal pentru deplasările zilnice, echipat cu noul propulsor Green Power, adică un monocilindru răcit cu aer ce dezvoltă o putere maximă de 11,5 cai. Echipat cu mai multe tehnologii patentate, oferă eficiență, durabilitate și performanțe îmbunătățite, dar mai ales un consum redus de combustibil de 2,5 litri la 100 de kilometri. Sistemul de frânare combinat asigură o oprire sigură, cu discuri atât pe față cât și pe spate, însă există și o variantă cu ABS care va fi disponibilă în curând la prețul de 3140 de euro. Atât această variantă cât și varianta cu CBS vin standard cu parbriz și top case, ceea ce îți sporește spațiul de depozitare. Dar mai multe despre acest model o să vă povestesc într-un alt clip, pentru că l-am testat și eu și urmează să postez review. Dacă ți s-a părut interesant clipul până la acest moment și ai aflat ceva informații utile, nu uita să dai like și subscribe canalului motorut.ro pentru a fi la curent cu ultimile noutăți din lumea moto, dar iată și din lumea scooterilor. Pentru că v-am zis, tot încerc să corup cât mai mulți șoferi să treacă pe două roți la 125 în primă fază,
și apoi, cine știe, simțim plăcerea asta a mersului pe două roți să treacă și la A complet. Mergem apoi la un model pentru care există trei variante de echipare. Agility S125 dispune de o versiune cu sistem combinat de frânare la 2.990 de euro, una cu sistem ABS, care are preț promoțional tot de 2.990 de euro în această perioadă, și mai există și o versiune specială dedicată curierilor, ce costă 2.650 de euro. Toate cele trei versiuni folosesc aceeași motorizare, adică un monocilindru răcit cu aer ce dezvoltă 10 cai putere și un cuplu maxim de 9,4 Nm. Și de asemenea mai împărtășesc același tren de rulare, adică roată pe față de 16 inci și una de 14 pe spate, ceea ce le face mai prietenoase cu denivelările și gropile de la noi din asfalt. Consumul preconizat de Kimco este de 2,8%, în afară de aspectul caroseriei, singura diferență între varianta utilitară și cea civilă, să zicem, fiind greutatea la gol. Agility 125 Delivery, cântărind cu 6 kg în plus la gol, adică 131 de kg. Apoi trecem la un model care mie mi s-a părut foarte interesant prin design. Pe numele lui Ding Air, acest scooter pare un crossover între un scooter sport și unul adventure, parcă recunosc unele linii de la scooterul meu DTX, însă într-o formă mai prietenoasă cu mediul urban. Având o caroserie mai mare, oferă un plus de confort, însă propulsorul este la fel un monocilindru răcit cu aer ce dezvoltă 11 cai și 10 Nm. Un alt factor diferențiator față de scuterele prezentate anterior îl reprezintă trenul de rulare, ce folosește roți de 13 inci atât pe față cât și pe spate, ceea ce îl face mai manevrabil. Sistemul de frânare este la fel unul combinat, ce folosește un disc pe fiecare roată. Și ușor-ușor am ajuns la zona premium, trecând de prețul de 4.000 de euro. Primul din această categorie este Downtown GT 125, cu un preț de pornire de 4.660 de euro. Este practic un maxi-scooter ce folosește un motor de 125, pentru că împrumută caroseria de la fratele mai mare, Downtown GT 350i, oferind același confort, dar având un propulsor ce dezvoltă 13 cai și 11 Nm, capabil să ajungă la o viteză maximă de aproximativ 115-120 km la oră, toate astea cu un consum mediu preconizat de 2,9 litri la sută. Având această caroserie de maxi scooter, oferă un confort în plus față de modelele prezentate anterior, de asemenea spațiul de subșa este amplu, iar pe lângă aceasta mai există și alte spații de depozitare. Se remarcă și pachetul de siguranță electronică, scooterul dispunând atât de ABS cât și de traction control, dar și de o altă caracteristică premium foarte utilă în oraș, adică sistemul de pornire keyless. Iar ultimul pe listă, asta din cauza prețului în principal, de 4.990 de euro, este DTX 360 în varianta 125. Este practic varianta Adventure a lui Downtown GT, sau, dacă vreți, este același scooter pe care l-am și eu, dar cu motorul de 125 ce dezvoltă din nou 13 cai și 11 Nm, similar cu cel de pe Downtown. Avem și aici sistem de iluminare full LED, ABS, traction control, pornire keyless, diferența majoră față de Downtown fiind roțile ce folosesc cauciucuri cramponate și poziția ghidonului, care este mai înaltă, ceea ce îl face ideal pentru persoanele ce depășesc 1,80 m. Acum, eu sunt un pic părtinitor având DTX-ul ăla acasă, evident că îmi face cu ochiul DTX-ul de 125, însă în primul rând îmi face cu ochiul pentru că e vorba de gabarit. Eu m-am simțit foarte bine la 1,85 m pe acel scooter și de asta cumva e favoritul meu. Însă, din cele 7 modele pe care vi le-am prezentat, pentru că totuși când vorbim de scutere de 125 ne gândim și la eficiență financiară, Best Buy mi se pare Skytown. Cumva înțeleg de ce s-a vândut foarte bine acest scooter în România anul acesta. Vorbim de o diferență destul de mare la preț, la prețul de achiziție. Ideea e că la un scooter de 125 pe care îl iei strict pentru oraș, important e să fie ieftin, bun, să nu se strice și să fie cât mai compact, cât mai îngust, să poți să te strecori printre mașini. Am văzut că se descurcă cu brio scooterul acesta. În plus, în banii pe care plătești, în prețul de achiziție, vine și acest top case,
pentru că spațiul de sub șa nu e chiar cel mai bun, mai ales ca în cazul meu care port cască XL. Dar dacă ești un tip care merge și în afara orașului, îți place mai mult confort, să zicem, atunci s-ar putea să te îndrepți spre un Downtown GT. De nenumărate ori am avut discuțiile astea, de ce să-ți iei Forza 125, de ce să-ți iei X-Max 125, acum de ce să-ți iei Downtown GT când poți să-ți iei ceva ieftin să-ți faci treaba. Fiecare știe mai bine ce se potrivește pentru el. Eu zic că e loc pentru toată lumea, dar mai ales când ești peste 1,80-1,85 m, cumva scuterele premium sunt mai încăpătoare, mai mari și atunci stai mai bine. Dar, ca de fiecare dată, eu vă invit să mergeți la test ride, pentru că ăsta este cel mai important diferențiator. Cel mai important este să te simți bine, să fii mulțumit cu performanțele lui, să fii mulțumit cum trage, consumul, din nou, important dacă îl folosești la navetă, și de aceea sunt curios să-mi ziceți în comentarii ce scooter v-a plăcut din gama celor de la Kymco D125.